Dumneavoastră știu că sunteți din Bistrița și țin să vă felicit că n-ați uitat portul național, valorile poporului nostru, țării noastre. El îi consider niște comori, fiecare zonă își are portul frumos al său și e lucru mare că v-a înzestrat Dumnezeu cu aceste comori, aceste podoabe care sunt mai de valoare ca orice din viața noastră și a dumneavoastră, unde să dea Dumnezeu să ne moștenească și cei tineri, că văd în față și mai tineri și mai în vârstă, acest sport național trebuie să-l cinstiți precum preotul își cinstește epitrahirul și veșmintele. Așa de important este pentru noi și țara noastră. Nimeni din lume nu are acest sport ca țara noastră. Așa că să fie demn și cei din urma dumneavoastră și copiii copilor dumneavoastră să păstreze această zestre frumoasă. Am ținut să spun câteva cuvinte, fiindcă poate mulți nu iau în seamă portul național. Eu v-am spus deseori că în trecut se punea foarte mult preț pe acest port național, începând de la cununie, mire și mireasă, tot în național, la umblatul la biserică, la Sfânta Liturghie, tot în național, până și plecarea la Domnul, tot în național. Să-i mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate, iată că de mila lui Dumnezeu ne apropiem cu pași repezi spre bucuria învierii lui Hristos. Eu m-am trezit de mic copil cu aceste denii, unde la noi în Bucovina nu încăpeam biserică credincioșii la denia canonului mare și denia catisul bunei vestiri și apoi ultima săptămână, fiindcă săptămâna viitoare începem o săptămână normală, suntem în săptămâna floriilor, duminica floriilor și apoi începând de săptămâna patimilor, de duminică seară încep deniile în fiecare zi, se rostește o Sfântă Evanghelie la fiecare denii. Și, dar cele mai importante, să spun, toate sunt importante, dar cele mai importante, unde prezența credincioșilor este în Joia Mare, unde se vor rosti cele 12 Evanghelii și prohodul Domnului în Vinerea Mare. La noi rândăiala va fi așa, în Joia Mare știm bine că se va parcurge drumul crucii. Vom începe cele 12 Evanghelie mai devreme, mă refer la ora 14 sau ora 2, ca să reușim să coborâm la baza dealului, la poarta bucuriei a crucii, cu tot cu credincioși și slujitorii care vor fi prezenți și vom parcurge drumul crucii, începând de la poarta bucuriei a crucii până în dealul mare. Ne vom opri la fiecare troiță, la cele 14 troițe, unde se va rosti o Evanghelie și o ictenie. Foarte cutremurător să mergi pe pași în urma Domnului, să simțim și să resimțim patimile Domnului. Ferească Dumnezeu să ne stăpânească mânia și odată cu mânia, mândria. Este un obstacol foarte greu pentru urcușul treptele spre mântuire și judecată. Mândria oprește mântuirea. Omul stăpânind de duhul acesta al mândriei, al mâniei, nu este în pace, liniște și nici în rugăciune. Poți tu să te rogi lui Dumnezeu când ești mânios sau răzbunător? Nici de cum. La orice Sfântă Evanghelie, la orice cuvânt propovădit, ne îndeamnă Dumnezeu să iertăm pe semenii noștri. Noi avem pretenție să fim iertați de păcate. Mai tot timpul cerem iertare lui Dumnezeu, neștiind că în dreapta stânga noastră am tulburat și ispitit pe fratele, sora noastră. Poate
cu voie, fără voie. Ori ne punem acest gând care satana ne aduce duhul mândriei, îs mai bătrână, mai bătrân, lasă și are iertare el. Că eu nu-l voi ierta niciodată. Că ai curaj să spui că nu vei ierta niciodată, atunci ai curaj să răstești Tatăl nostru. Și apoi satana face ca și cu cel frate dintr-o. În pustie erau doi pusnici. Un copil fiind orfan, ne-a avut părinți, l-a luat de micuț să-l crească pusnicul. L-a crescut cu multă râvnă, cu post, cu rugăciune. Venind un frate de la altă chilie pusnic și să mai discute sfaturi duhovnicești până au intrat și în alte amănunte, purtând grijă celorlalți. Ce face ăla? Ce face ăla? Și apoi copilul, tot timpul să vorbeau pusnicii, se uita sub pat. Și la un moment dat a început să râdă tare. Bine, și l-a întrebat unchiul, de ce ai făcut sfinteală în timp ce eu discutam cu părintele? Păi, sfințile voastre discutați de unul și de altul. Și era unul urât sub pat. Avea o hârtie albă și nu mai avea unde să scrie ceea ce vorbeați voi. Se trăgea de coane, de păr. Și atunci, la urmă, a zis, Dumnezeu să ne ierte pe noi și pe cei care am judecat. Și s-a albit hârtia, foaia. Ca să vedeți cât de greu este păcatul clevetirii. Ori omul zice că n-am păcate. Ba, vai de mine. De ce spun și-o spun deseori? Spovediți-vă chiar și gândurile. Că gândul din neatenție, puțină credință, te poate băga în patimi și păcate. Cum trebuie făcut semnul Sfintei Cruci? În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Atenție, amin. Ce este crucea? Crucea este armă împotriva, cât de puternică, cutremurătoare poate fi crucea, armă împotriva demonului. Așa că nu vă grăbiți, dragii mei. Apărați-vă că Hristos Dumnezeu ne-a lăsat armă să luptăm. Biruință, crucea este biruință. Faceți-o așa cum se cuvine. Nu vă rușinați de stânga-dreapta că vede vecinul sau ruda. Faci frumușel două închinăciuni până la pământ, dacă poți până la pământ. Dacă ești în vârstă, faci jumătate. Ai sărutat Sfânta Icoană de noi făcută în închinăciune. Stați la Sfânta Liturghie să vedeți ce o să simțiți la restul vieții. În bine este bucurie. Și de mila Maicii Domnului Biserica totuși rămâne arhiplină, dar de mii de oameni o grada goală. Deci asta e peste tot. Vă mulțumesc din suflet, dragi pelerini și tuturor ceilalți sunteți de casă, ieșenii noștri, frumusețați slujbele duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, dar mă bucur când din când în când văd și pelerini din Bistrița, din Maramureș, din zona Bucovinei, unde câte 100 de credincioși, de două ori pe an sau de trei ori pe an, două, trei autocare poposesc în dealul mare. Mulțumim vă de aproape, Gospodin, pentru alimente, mare pomană, îmi faceți că aduceți alimente. Aici mănâncă mii de oameni, vedeți că în fiecare duminică toată suflarea din biserică rămâne la masă. Astăzi țin să mulțumesc familiei Curcudel, Dumitru și Elena, doamnei primar, de Sfinții Doamne Primar, a comunii noastre Mironeasa și a soțului viceprimar, care vă oferă masa de astăzi pentru sănătatea dumnealor și în ultimul rând pentru cei răposați din rudenia dumnealor. Și duminică vom avea taina Sfântului Maslu. Știm că în fiecare post de două ori săvârșește taina Sfântului Maslu arhiereul. Prima, a doua săptămână din post l-am avut preasfinț Părinte Antonie de Bărți. Duminica Florilor la ora 17 va săvârși taina Sfântului Maslu preasfințitul Părinte Episcop Nechifor Botășăneanu, unde va sfinți cele două frumoase scene, icoana Pantanasa și Mântuitorul Arhiereul.